gânduri și eu când mă atașez de cineva, că eu m-am atașat de Radu, zic sincer, mă bucur când trăiește ceva, sunt supărat dacă pățește ceva și nu mă refer numai la el. Mă refer așa la oamenii care mi-s dragi mie. Și nu mă interesează că zic că lumea că plâng pentru Cristina, că n-ai. Plâng pentru că... Te bucur pentru... Da, exact. Și chiar mă bucur. Jur, îți dau cuvântul meu de onoare. Cum vrei tu să mă iei de ăsta? Chiar m-am bucurat. Dacă tu rămâi aici, nu o să poți vorbi cu nici el. Nici nu știu. Altfel. Eu acum nu sunt, cum zic eu, mă pun și în postura lui cumva. Eu să fiu sinceră și foarte sinceră. Nu știu ce aș fi simțit atunci pe moment. Acum spun că aș fi plecat sau nu i-aș fi primit în cameră, știi? Mm-hmm. Mergem și noi la ședință. Vrei să mergem acolo? Larisa nici acum nu-i bine. E nervoasă. Eu nu înțeleg de ce. Dar n-am de unde să știu sincer ce aș fi simțit atunci. Dar crezi că el făcea asta dacă nu erați despărțiți? Adică dacă erați voi împreună și totul era bine între voi, crezi că risca? Poate ar fi făcut la fel, nu știu. Nu știu, chiar cred că și tu, Larisa, dacă încă mai era Ambra în casă, deși spui că ai fi plecat din cameră. Păi, nu știu, nu, asta da, zic, acum așa gândesc, că ba, plecam, dar acum nu știu atunci pe moment. Trebuie să te pui și în postura moment. Lui, știi? Un pic, că, na, ai văzut că ia o prietenie mai strânsă și te gândești că și tu, dacă ai fi avut, la cum dar ești la tu... Dar la ora 4, unde să te duci? La cum ești tu și ești atașat de persoanele pe care le vezi sincere față de tine și așa, nu cred că... Casa iubirii. Dacă părăsiți astăzi Casa Iubirii, unde te duci? În Valencia? Nu aș pleca în Valencia și aș rămâne, nu știu, în București, Constanța, nu știu. Târgu Mure, dacă el vrea să dacă Laurențiu își dorește să vorbească cu mine, vom decide, dar... Aș rămâne cu siguranță. La mine e un război așa între minte și suflet, vă spun sincer. Nu știu. Dar poți să povestești că m-am găsit cu tine în mall? Îmi căutam rochie? Asta a fost chiar întâmplare. Deci întâmplare, nu a fost nimic. Întâmplare. Cum a fost? Eu eram în mall sâmbătă și căutam rochie pentru Cristina și pantofi. Mi s-a rupt ochelarii. La un moment dat, eu vorbeam la telefon, deci, lui s-a rupt ochelarii și s-a dus să-i repare. Că da. Ieșise, i se rupsese de la ramă. Da, de la ramă. Mi-a căzut toată sticla. Partea, sticla, ramă, tot. Și ce ai găsit? Am fost în, mă rog, la un magazin. La magazin și i-a reparat. De optică. Eu mă găsesc cu el, eu vorbeam la telefon când colo Alex, venea spre mine. Oh, Alex, ce să zic l-o ăsta, ce să zic, că ce faci? Ieșisem și dintr-un magazin de rochii, de femei. Ce puteam să-i zic că fac acolo? Zic, băi, uite așa, așa-i caut o rochie Cristine și făcea... Vai, nu cred. Da, mă, zic că-i caut o rochie să-i cumpăr pentru ziua ei. Da. A venit cu mine, ne-am uitat într-un magazin. Da. Nu i-a plăcut nicio rochie de acolo. Eu mai fusesem în câteva magazine înainte și am zis lui Alex, băi, Alex, eu o să plec de aici, că eram în mall. Și am zis că eu o să plec de aici, că nu avea nimic din ce-mi plăcea mie și știam că îi place Cristinei. Și am zis, zic, plec și nu, că nu găsesc ce-mi trebuie. Și el a rămas în continuare. La un moment dat mi-a trimis o poză pe WhatsApp că el văzuse o rochie. Și culmea că și el a văzut. Fusesem înainte acolo și mi se părea un pic cam scumpă rochia aia. Era vreo 2000 și ceva de lei, știi? Și nici nu era wow, era o rochie simplă. Eu știu că Cristina îi plac rochile lungi, un pic crăpate pe picior. Și aia era scurtă, nu era, da. Nu era lungă. Și avea și un voal aici și nu-i place Cristina. Cristina îi place cu merigoi sau, da. Știu eu, se poate să-și pune la gât. Și am zis, și am plecat de acolo și rochia am luat-o din altă parte. Dar vreau să zic că el m-a văzut, m-am găsit cu el în mall când mă duceam să iau rochie, când ziua atunci am luat și... Adevărul că are gusturi. Am văzut acum rochia, chiar ai gusturi. E frumoasă? Da. Acum ați cunosc cum stă pe ea. Și eu abia aștept. Eu m-am așteptat să o poarte astăzi, să văd cum stă pe ea. Dar o păstrează pentru gala. Și mai bine că știi și tu cu ce să te asortezi ca să fii cu ea. Uh-huh. Stă mie o să ia în gala. Nu știu, mie îmi vin lucrurile pe moment. Poate acum stau și îmi fac o mie de gânduri. Poate nu le-aș fi dat voie să se vadă. O țineam, nu știu, sau poate... Nu cred știu, că dacă ce-mi voi transmitea? Erați împreună, ce-mi el nu făcea atunci. Asta, dacă erați împreună. Nu știu, acum nu vreau să mă simt eu vinovată. Sau... Nu vinovată, în sens așa, ca sentiment, știi? Nu cred că risca asta. Mai ales că nu erai tu în situație. De ce nu? Că până la urma urmei, că toată lumea pune o foarte mare... presiune pe chestia asta cu plecatul. Da. Până la urma urmei,
Toți odată și odată o să plecăm. Păi asta e, toți o să plecăm. Și nu o să plecăm toți odată, o să plecăm tot pe rând. Da, dar nu? Sunt oameni care o să aibă șansa afară și sunt oameni care nu. Adică este diferență în a pleca și a nu pleca în acest caz, de exemplu. Adică voi o să aveți șansa doar aici. Și aici este important. Nu e neapărat. Dacă ea e nebunită, nu mai poate după el și invers, el este nebunit. Așa, deci eu vreau, eu vreau pe fata asta, eu o vreau, sau invers, eu vreau pe băiatul ăsta, nu mă interesează. Da, dar eu vreau. Că el, adică nu e, aici e vorba că el a văzut ce face, l-a deranja și într-un fel și-a pierdut încrederea să spun. Și e mai greu ceea ce spui tu. Dacă nu ar fi și eu așa, eu dacă vreau, dacă, vreau. Dacă George ar ieși acum afară și Larisa ar pleca la scurt timp după, eu nu cred că voi doi nu v-ați căuta. Eu dacă plec acum măcar în Austria, în Germania, nu știu, eu dacă-l vreau, eu îl sun, întreb, unde ești? Acolo, acum vin. Ce să... Adică eu așa sunt, eu dacă vreau asta, asta dacă, fac. Dacă îl vrei, înțelegi, dar voi deja v-ați despărțit, tu acum nu știi ce n-ai să tu faci, să ce... ești așa în... Poate am curiozitatea de a-l cunoaște, nu știu. Nu vreau să mă pronunț, dar poate afară pot să pronunț și mai bine. Oricum, e posibil să-l descoperi altfel. Aveți mai mult timp. Adică, normal. De câte am înțeles, el e mai deschis afară. Adică știa că nu o să, n-o să iasă acum. Totuși, după competiția asta, e posibil să-ți placă George de afară. Da, emoția pe care am simțit-o din partea ei, bucuria. Da. Felul în care mă privea. Felul în care, nu știu, era... Era atât de frumos și atât de transmisă și mie aceeași emoție. Eu eram lângă ea și tremuram, nu știam ce să mai spun. Eu întotdeauna, să știi, când sunt pus sub o presiune sau când simt niște emoții puternice, nu pot să vorbesc niciodată. Eu nu mai am cuvinte. Așa sunt eu. Mă vezi doar că râd. Mă vezi când am pus în presiune, nu, parcă nu pot eu să mă... Eu râd și transpir, atât. Râd și transpir și eventual mai zic ceva ce simt în momentul ăla, ce știu că îmi vine la gură un lucru. Dar eu nu pot să vorbesc. Mă uitam efectiv doar la ea și o priveam. Cum deschidea cu atâta fericire toate cadourile și se bucura de orice, de orice, da, și de prezența. Și era așa tot, pe grabă, știi? Da. Voia să le vadă pe toate, știi? A fost foarte frumos și chiar m-am străduit să iasă tot așa cum... Da, s-a văzut. Chiar s-a văzut. Tot. Până și masa cu roți cu care am venit, tot. M-am străduit la discreție să iasă exact așa cum am vrut. Și chiar a ieșit. Eu și forță. V-am zis, eu oricum o consider ca competiția asta ca pe o oportunitate de a cunoaște persoana, dar v-am zis, la un moment dat, tot unul pleacă și celălalt îl așteaptă, dacă e cazul de a-l aștepta, dacă nu... Exact. Nu știu, poate e problema la mine, dar eu nu înțeleg persoanele care, în momentul în care pleacă de aici, plâng și dramă și... Ei, nu! Serios! Știu, e frumos, e foarte frumos. Adică e o parte care se rupe. Știu. Te-ai atașat de ceva? Te bucuri că ai avut parte de experiența asta, nu? Te bucuri, dar în același timp sunt lacrimi și cumva de fericire și de tristețe, știi? Da. Adică fericire că ai reușit să trăiești. Dacă reușești oricum să trăiești multe emoții aici în casă, cred că nu. De exemplu, Patrick. Spunea că își vrea să plece și când a plecat, nu părea atât de fericit. Și nu era cu cineva, adică nu era cu persoana pe care o iubea. Și totuși a plâns că pleacă. Da, i-a părut rău. Plânge oricum pentru atașamentul față de casa asta și față și de eu vă spun foarte oameni, sincer că m-am atașat deloc, de toată lumea, de indiferent de persoană. Cu siguranță o să-mi lipsească fiecare persoană, dar așa trebuie să se întâmple, nu? Așa e cursul normal. Da, păi oricum la un moment dat o să se sfârșească, adică nu o să dureze nimic. Zici că vorbim despre viață, știți? Așa e cursul normal, așa, viața, așa e. Pe ne duce. Da, da, așa se întâmplă. Voi credeți că... Singuri ne naștem și singuri murim. Da. Wow. Singuri intrăm în casă și singuri ieșim. Da. Și așa, păi. Ești pe ușă și nu știu dacă te mai întorci. Eu întotdeauna îmi place să fac cele mai frumoase surprize și ca pe oamenii dragi mie să rămână cu amintire frumoase din partea mea. Oricine ar fi. Cum pot eu, cum știu eu, îmi pun toată imaginația și tot ce pot eu mai bun, scot tot ce mai bun din mine, să iasă totul perfect pentru o persoană dragă mie, să rămână impresionată până la lacrimi, să fie, să simtă mai mult decât un simplu material video sau un simplu gest. Să fie totul frumos, splendid, să se bucure la maxim. Buchetul acela e natural, așa e? Al doilea la mare, mare. Da, pe care l-ai luat tot din mall l-am comandat. Da? Mamă, rău, mare. De la florărie, dacă. Da. 1000 de lei, dacă. Mama mea. Pe ăla mare. Ăla altul mic e de la susținători. Ăla e separat. Nu, ăla mare, aici de pe ușă.
Da, l-am comandat de la... Tot a fost porți. Și chiar se vede în ultimul timp că te-ai implicat și într-adevăr, în ultima lună te-ai implicat. Eu cred că mă mai trebuie puțin timp, dar eu cred că e totul pe, da, e totul pe o cale foarte bună. Dar mele și m-am așteptat așa, ia să mă sărute măcar, să vină ea. Adică asta lângă mine a fost totul wow. M-am așteptat să mă sărute ea. Gen, să simt asta, știi? E, cum mă dau așa spre ea, cum întoarce gura? Cred că faceți mă fiarbă, nu înțeleg ce vrea. Mai las-o puțin, Radu, mai las-o, vezi. Dar de pama cu pat, într-adevăr, de trei ori chiar. Da, 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 da. Și pe scârma cu pat, pentru că i-am spus eu. Eu i-am spus, ai pupă, știi? Mereu faci chestia asta că îi spun eu și mă simt toată jenat de chestia asta că îi spun eu. Mă aștept să mă iai așa o dată de față și să mă pupe ea singur. Dacă să o luăm așa filozofic, sensul e să trăiești cât mai intens și să trăiești cât poți. Să te bucuri de fiecare zi, fiecare clipă. Tu ești cel mai bun exemplu pentru persoane care se bucură de clipă. Chiar că în momentul de față chiar ești. Auzi, Cristina, apropo de clipă, de ce n-ai simțit să-l săruci? Da. Se vedea că vrei.